Sunetul clopoțelului adunat în acest an elevii la școală pe 3 septembrie, nu pe 1 ca de obicei. Peste 60 de copii au pășit pentru prima dată pragul liceului Alexandru cel Bun din Rezina. Și liceul Mihai Eminescu din orașul Cimișlia și-a întâmpinat elevii în clasele frumos amenajate. La sărbătoare a fost prezent și ministrul mediului Gheorghe Șalaru, dar nu în calitate de oficial, ci de părinte. Muzica, dansul și voia bună au pus stăpânire pe orașul Ungheni la Festivalul Național de Muzică și Dans Hora de la Prut. Evenimentul a încheiat ciclul activităților dedicate aniversării a 550 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Festivalul a ajuns deja la a treia ediție. Sunetul clopoțelului adunat în acest an elevii la școală pe 3 septembrie, nu pe 1 ca de obicei. Peste 60 de copii au pășit pentru prima dată pragul liceului Alexandru cel Bun din Rezina. Stimate directoare, vreau să fim înscriși în familia mare a liceului Alexandru cel Bun și promitem că vom fi cu minți, silitori și dornici de fapte bune. Putea număra, recita poezii și doamna directoare va semna decretul să fim înscriși cu toți în clasa întâi. Vă doresc în anul care vine mult succes, să-i bucurați pe părinți, succesele și realizările care vor urma în anul de studii 2012-2013. Și încă o dată vreau să vă zic, bine ați venit în familia mare a lui Alexandru cel Bun. Vreau să fiu deșteaptă și să învăț. Voi învăța multe. Ca să învăț bine și când cresc mare, să lucrez. Ca să fac bani. O să învăț. O să citesc, o să repet poezii multe. E clar că am emoții mari și foarte mari, fiindcă, mă rog, nu toți copiii, adică au frecventat grădinița, care mai mult, care mai puțin, dar Domnul o să ne ajute și o să avem, cred că, succesă, adică sunt sigur că o să avem succesă și vreau să spun, adică, după părerea mea, și acest contingent o să fie bun și foarte bun. Așa eu cred. Pentru mine fiecare zi de 1 septembrie este o treaptă, o filă în cartea vieții mele și anul acesta este deosebit pentru mine. La sfârșitul anului trebuie să țină bacalaureatul și să-și pornească drumul vieții. Etapa aceasta este foarte responsabilă, cu atât mai mult că cerințele sunt tot mai mari și responsabilitatea este extraordinar de mare. În prima zi de școală, elevii au discutat despre semnificația drapelului, stemei de stat și a imnului Republicii Moldova și despre interpreții Ion și Doina Aldea Teodorovici. Știut zborul în alta dorului și plânsului. Au cântat despre suveranitate, despre Eminescu, despre mamă, despre țară și despre neamul nostru. În cele circa 1400 de școli din țară activează aproximativ 40.000 de profesori, dintre care 25% sunt pensionari. 27 de instituții de învățământ din țară au fost anul curent optimizate, iar alte 48 de instituții vor fi reorganizate. Astfel, peste 4.000 de elevi din instituțiile optimizate vor fi transportați cu autobuzele școlare în alte localități. Circa 20 de copii din familii dezavantajate din Rezina s-au ales cu ghiozdane noi și au beneficiat de ajutorul bisericii din localitate. Hotărât ca să curăm pentru fiecare, pentru 20 de copii din oraș, câte un ghiozdan cu rechizite școlare. Au mai fost și niște oameni creștini care frecventează biserica și au adus în dar și încălțăminte pentru copilași ca să le facem prima zi de școală mai fericită. A ne pun abecedarul, cărțile, caietele. La liceul teoretic Alexandru cel Bun din Rezina, 64 de elevi au mers anul acesta în clasele 1. Circa 380.000 de elevi au început luni anul de studii în Republica Moldova. Ce
Cel mai mare liceu din raionul Cimișlia, Mihai Eminescu, și-a întâmpinat cei peste 800 de elevi cu voie bună și clase amenajate. În centrul atenției au fost cei 60 de elevi ai claselor întâi. Primele poezii, primele emoții și primele aplauze adunate de la elevii claselor mai mari. Prezent la eveniment, ministrul mediului Gheorghe Șalaru a ținut să încurajeze generația tânără la fapte bune pentru a deveni cetățeni adevărați ai țării. Oficialul a fost prezent în calitate de părinte, avându-l în clasa 12-a pe feciorul Dorin. Școala este un loc aparte, acolo unde de fapt soarta, destinul îți permite să începi de la început, de la 1 septembrie, un nou an școlar, un nou cerc al vieții. Și ai un adevărat prilej ca acest nou cerc să-l iei de la început, să-l iei mai bine, să-l iei mai frumos. Lidia Constantinescu, scriitoare din România și cetățean de onoare al orașului Cimișlia, i-a îndemnat pe elevi să cunoască și să păstreze limba română ca pe o comoară. Limba noastră este atât de bogată, atât de frumoasă și poate înlocui cu mare ușurință expresia baftă sau mișto sau mai știu ce altă expresie, că sunt destule care nu ne fac cinste. Prima lecție de patriotism în noul an școlar dedicată cuplului Ion și Doina Alde Teodorovici a început cu un cântec pentru renașterea națională. Precum și o singură iubire românească, precum și o singură vorbire românească. Copiii sunt fericiți, sănătoși, mai măricei și noi așa cu emoții multe, cu forță de muncă, cu sentimente așa foarte la maxim. Prima zi de școală înseamnă tare mult. Văd prietenii, învățătoarea, directorii. Multe emoții pozitive, poate colegi noi, revederea cu colegii, cu profesorii și noi perspective. Prima lecție pentru micuții din clasa 1 s-a desfășurat în prezența părinților. Copiii au recitat poezii, au descifrat cuvinte și au deschis prima pagină a abecedarului. Bravo, aplaudă-și pe Nicola! Ce literă este? Așa. Azi a fost frumos ziua aceasta. Cunoscut abecedar. Am petrecut prima lecție. Am avut niște impresii foarte frumoase, copiii sunt pregătiți foarte bine de școală și sperăm pe viitor că vom avea succes mare la învățătură. Micuții claselor primare au încheiat prima zi de școală cu un dejun de sărbătoare la cantina școlii. Cora de la Prut, ediția 3. Festivalul Hora de la Prut s-a desfășurat la Ungheni. Evenimentul se organizează anual în memoria lui Gheorghe Bodolica, om imerit al Republicii Moldova. Scopul festivalului este de a promova tinerele talente și de a transmite arta dansului din generație în generație. Tradițiile neamului nostru strămoșesc vin să ne aducă odată cu semnalele buciumului că suntem treși și suntem vii ca națiune, că ne păstrăm tradițiile și frumoasele noastre obicei lăsate din strămoși. Cântecul și dansul ne-au reprezentat întotdeauna că suntem un popor harnic, că suntem vrednici să fim purtători ai neamului nostru, că suntem vrednici să ne purtăm numele lăsat de Ștefan cel Mare. Acest festival este consacrat în memoria regretatului director al Palatului de Cultură, Gheorghe Bodolica, care practic a fost cel care a inițiat această idee cu acest festival. La Palatul de Cultură din Ungheni avem un număr foarte mare de colective artistice, de dansatori, colective muzicale, care sunt deci, niște colective cu care ne mândrim.
De ce are nevoie un mic artist? Un mic artist are nevoie de scenă, are nevoie de public, are nevoie de aplauze, are nevoie să salte o treaptă, altfel el nu crește până la urmă. Asta am creat noi la acest festival și vreau să vă spun că avem cu adevărat niște copii minunați, niște copii talentați. La festival au participat 16 ansambluri artistice din diferite raioane ale Republicii, cum sunt Basarabeasca, Hâncești, Călărași, Ungheni și Chișinău. Pentru noi participarea la acest festival este o mare onoare și o mare bucurie ca să participăm la acest festival. Ați participat la edițiile anterioare sau este prima dată? Este prima dată că participăm. Aveți emoții? Desigur. Arătăm ce putem să ne vadă oameni că cât de bine ne-ai juca. Dacă nu te vede nimeni asta, nu costă nimic. Dar aici cântăm, oamenii ne apreciază prin aplauzele care le dau. Și noi, pentru asta, ne bucurăm, ne vedem roada noastră, munca noastră, adică roada prin munca noastră care o depunem în cursul anului, căci este o muncă colosală. Suntem din satul Apăclea, raionul Basarabeasca, de unde este și regretatul Gheorghe Bodoliga. Ați mai participat și la celelalte ediții? Nu. Cum a spus maestru Curbet, deci să ne închinăm lor că păstrează și duc mai departe tradițiile și obiceiurile noastre populare. Și trebuie să ne mândrim că de la această vârstă i-au îndrăgostit aceste tradiții. Reprezentanții secției Cultură Ungheni menționează că acest festival este unul deosebit care merită să fie promovat. Iar spectatorii prezenți în Piața Independenței spun că au venit cu drag să urmărească evenimentul. Este o acțiune culturală cu o verticalitate aparte, pentru că pe lângă faptul că promovăm tradițiile, frumosul în general, mai este și un festival de comemorare pentru omul de cultură care a fost Gheorghe și care este pentru noi, oricum a rămas în inimile noastre, Gheorghe Bodolica. Dansul moldovenesc, când mă țin eu minte, e cel mai frumos. Desigur și obiceiile, deși nu, doar suntem moldoveni, nu toate ne plac. Să trăiască inițiatorul, să trăiască copiii noștri, să promoveze această tradiție și noi să ne bucurăm de această frumusețe. Festivalul Național Hora de la Prut a ajuns la cea de-a treia ediție. La eveniment au participat peste 600 de dansatori din Republică. Emoționați și cu flori în mâini, elevii au revenit la școală. Primul sunet de clopoțel a răsunat în peste 50 de instituții preuniversitare din raionul Soroca. Tradițional, în prima zi de studii, au fost organizate careurile solemne. Îmbrăcați la 4 ace și cu noi forțe, elevii au revenit la școală. Cei mai emoționați au arătat a fi picii care pășesc în clasa 1. O zi măreață ca aceasta există doar o dată în clasa 1 în viața asta. Pășim noi prima dată. Bună ziua, școală! De rând cu învățăcei, emoții deosebite au trăit părinții, bunicii și rudele prezenți la sărbătoare. Avem părinții emoții alături de copiii noștri care au pășit anul acesta într-a doua clasă. Le doresc tuturor elevilor succese în noul an, iar profesorilor să se mândrească de discipolii pe care îi educă. După vacanța mare, elevii recunosc că le-a fost cam greu să se trezească dimineața. Mi este cam frică, dar mi-a fost tare doar după vacanță să mă întorc la școală. Am adus astăzi flori pentru cei mai frumoși profesori și pentru cei mai dragi mie. Mi-a fost foarte dor de ei. Sălile de clasă sunt gata să primească elevii. Sălile de clasă au fost bine amenajate, reparate cu suportul părinților, iar însăși încăperea liceului a fost reparată cu suportul Consiliului Raional Soroca. Sper că în acest an de studii copiii se vor simți și mai bine. Astăzi revenim în lumină, revenim în copilărie și vreau să vin cu un mesaj de felicitare pentru toți copiii. Mai special de prima zi de școală s-au pregătit liceiencele. Ele au optat pentru fuste scurte și tocuri cât mai înalte. Suntem destul de pregătiți, profesorii ne așteaptă, am așteptat și noi așa, nu prea cu dor am venit la școală, dar cum sperăm tot o să fie bine și o să dăm și bac și o să scăpăm și de anul ăsta. Ce te-ai pregătit mai special de 1 septembrie?
destul de special pentru că sunt absolventă și am ieșit împreună cu clasa 1 de mânuță. Achiți pantofiori, părul strâns, că e destul de cald afară, așa. Și ca anul de studii 2012-2013 să fie unul de bun augur, elevii, dar și profesorii au fost binecuvântați de preoți. În raionul Soroca vor merge la cele 51 de instituții preuniversitare 9200 de elevi. Pentru elevii de la gimnaziu din satul Bulboci, raionul Soroca, ziua cunoștinților a coincis cu un alt eveniment important, inaugurarea și sfințirea unei plăci comemorative a consăteanului Ion Borziac, care și-a pierdut viața în conflictul armat de pe Nistru. Evenimentul a fost organizat la inițiativa Uniunii Veteranilor de Război. Noi am primit o decizie la Consiliul Național al Veteranilor de Război că acest lucru și-l facem în toate localitățile de unde bravii băieți au căzut pe câmpul de luptă, să-l readucem anume la gimnaziu, la liceu, în acest caz a dumneavoastră, la gimnaziul din sat. Aici unde dumneavoastră o să-i purtați cinstea și onoarea. Și am toată încrederea că administrația locală, în frunte cu domnul primar, cu Consiliul Local, va primi și o decizie în acest sens ca gimnaziul dumneavoastră să-i poarte numele. Numele care să vă reprezinte pe voi, cei de la Bulboci, că aveți un cetățean și este cetățean de onoare a raionului Soroca, cum este, a fost și va fi Ion Borziac. Președintele Uniunii Veteranilor Războiilor pentru Independența și Integritatea Republicii Moldova, Alexandru Cimbriciuc, a donat pentru biblioteca școlii și un set de cărți. Membrii Uniunii Veteranilor spun că astfel de evenimente sunt o bună lecție de patriotism pentru tânăra generație. Un eveniment important, de aceea că, în primul rând, că băieții tineri care acum văd toate aceste chestiuni o să aibă un patriotism față de țară, față de plaiul natal, față de satul în care s-au născut și de școală unde învață. Printre cei prezenți la festivitate s-a numărat și sora eroului, care nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când și-a amintit de fratele său. S-a consvinit el așa, numai gândul și durerea asupra noastră. Și vă pot spune, a rămas singurii copii, lins greu în viață. Atât conducerea gimnaziului, cât și primarul comunei au calificat evenimentul ca unul de mare importanță istorică. Noi suntem cei care ducem memoria peste veacuri, deoarece și-a depus viața pentru a fi liniște și pace în țară. Și suntem profund mulțumiți pentru faptele care le-a făcut și îi ducem lacrimile acestea, le păstrăm în inimă, pentru că ne doare mult că am pierdut un asemenea cetățean. Este o sărbătoare și un eveniment deosebit, deoarece vă rămâne, datorită dezvelirii acestei plăci, vă rămâne în memoria tuturor consătenilor, tuturor copiilor care sunt în localitate, anume eroismul și devotamentul care l-a arătat domnul Borziac în participând la conflictul armat de pe Nistru. Elevii sunt mândri că își fac studiile în aceeași școală în care a învățat cândva și Ion Borziac și spun că faptele și viața acestuia le va servi drept exemplu. Suntem mulțumiți domnului Borziac pentru că ne-a apărat patria și avem onoarea de a învăța într-o școală unde a învățat și el și suntem mândri că avem așa consăteni. În viitor sper să fiu și eu soldat și toți băieții care tot învață în această școală să fie soldați, să apere patria cum a apărat-o așa domnul Borziac Ion. La gimnaziul din satul Bulboci învață 180 de elevi. În acest an, în clasa 1, au mers 16 copii. Sunetul clopoțelului a adunat în acest an elevii la școală pe 3 septembrie, nu pe 1 ca de obicei. Peste 60 de copii au pășit pentru prima dată pragul liceului Alexandru cel Bun din Rezina. Și liceul Mihai Eminescu din orașul Cimișlia și-a întâmpinat elevii în clasele frumos amenajate. La sărbătoare a fost prezent și ministrul mediului Gheorghe Șalaru, dar nu în calitate de oficial, ci de părinte.
Muzica, dansul și voia bună au pus stăpânire pe orașul Ungheni la Festivalul Național de Muzică și Dans Hora de la Prut. Evenimentul a încheiat ciclul activităților dedicate aniversării a 550 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Festivalul a ajuns deja la a treia ediție.